Bună ziua, dragi prieteni, mă numesc Alexandru și sunt Lux, curierul Florării OK Flora. Și astăzi avem o surpriză pentru doamna Galina. Deci, să mergem! Așa, bună ziua tuturor! Avem nevoie de doamna Galina. Cine este? Dumneavoastră sunteți, da? Așa, puteți treceți puțin mai încoa. Așa. Doamna Galina, mă numesc Alexandru, sunt Lux, curier Florării OK Flora. Și astăzi am venit la dumneavoastră cu o mică surpriză. Buchetul va aparține, așa, poftim. Deci aveți o tortă dulce, poftim. Așa, și de acum ceva mai tare. Așa, tot va aparține. Vă dați seama de la cine poate veni surpriză dată? Cum credeți? Copii. Așa credeți? Așa, uitați-vă, avem un mesaj, îmi permit să-i dau citire și vom afla de la cine este. Așa, doar o clipă. Așa. Scumpa noastră mămică, azi am mai înflorit o floare în buchetul vieții tale și devenim din ce în ce mai bogat și frumos. Chiar de timpul trece, tu tot mereu tineră și frumoasă rămâi. Noi, feciorii tăi, te felicităm cu această zi minunată și ne cerem iertare pentru că nu suntem alături, dar în sufletul nostru ești mereu. Ești alinarea noastră, ești omul ce ne-a dăruit viața, mereu ne-a îndrumat spre drumul bun și ne-a zis numai vorbe frumoase. Îți dorim multă, multă sănătate ție și tăticului, că ne-ați crescut frumos și sănătoși sântele comoara noastră. Mămică, îmi doresc să fii resfățată de soare, așa cum am fost în copilărie resfățat noi de către tine. Îți doresc ca viața să-ți dăruiască cele mai plăcute daruri, așa cum ne le-ai dăruit nouă. Să nu fie zgârcită în bunătate pentru tine, să fii generoasă cu zâmbetul și să facă totul pentru fericirea ta. Ne pare rău că uneori nu te-am ascultat. Am fost încăpățânați, dar tu mereu ne-ai corectat și ne-ai mulțumit din suflet. La mulți ani, mai mică, dragă. Te iubim, ne-a spus de mult, îți dorim tot binele din lume. Dumnezeu să te aibă în pază și să-ți dea multă sănătate. Cu drag, scumpii tăi feciori, că te iubesc enorm. Așa, puteți să transmiteți și un mesaj. Vă mulțumesc, copii. Îmi pare rău că nu sunteți alături de mine. Și sunteți la masa asta. Că sunteți tare departe. Numai cu gândul și cuvintele, dar cu voi mai rar mă întâlnesc. Vă mulțumesc din suflet. OK Flora. Gestul contează.